Dezvoltatorul imobiliar care a construit aceste blocuri în urmă cu aproximativ 5 ani de zile a amenajat bucata de drum care i-a aparținut. Cealaltă bucată de drum, care se află acum în proprietatea primăriei, arată dezastruos, iar pe timp de ploaie devine aproape impracticabil. Da, păi cred că suntem de aproximativ 4 ani de zile mutați în această zonă și nu s-a făcut nimic la stradă. Motivul nu știu, am înțeles că zona asta se va face doar în momentul când va fi trenul metropolitan. Și până atunci cum vă descurcați? Greu, foarte greu. Deci vedeți acolo în colț ce cratere sunt. Nu știu acum dacă primăria va face. Da, s-au făcut sesizare la primărie, din câte am înțeles de la anumiți locatari. S-au strâns semnături, dar nu s-a luat nimica. V-ați stricat ceva la mașină pe aici, pe drumul ăsta? Am schimbat mașina. Cu totul? Cu totul. Într-adevăr, aici e drumul, am intrat de câteva ori. Și am plecat și cu o pană, tot așa, plecam la muncă și am întors mașina și am găsit un cui cam așa în roată și nu am mai vrut să mai bag aici pe drumul ăsta, că nu se poate intra pe el. Și parchezi în altă parte mai bine? Da, parchez în altă parte, am acolo un loc de parcare, am preferat să parchez acolo toate, că îmi plăcea mai mult aici, că am vizor la mașină, dar drumul nu mă ajută. Foarte greu, trebuie să mergem foarte încet. Mașina se strică, vă dați seama că nu poți să-ți iei mașină nouă pe strada asta. Trebuie să o lași mai departe, nu se poate aici. Nu ne bagă nimeni în seamă, nu se face nimic. Și cum e când ai în gropi așa? Te doare sufletul? Păi vă dați seama, nu avem noi mașini de lux, dar tot, sunt bani munciți și